Reprezentanții primăriei Șercaia au planuri mari pentru comună. Cele mai multe proiecte la care se va lucra intens în acest an sunt cele de refacere și extindere a rețelei de apă și canalizare. Începem undeva cu extindere pe apă, de apă canal pe satul Șercaia. Suntem în fază de... A fost avizat proiectul tehnic și de încheierea documentației pe desemnarea constructorului. Deci asta, ca să fie mai pe înțelesul telespectatorilor și a locuitorilor comunei Șercaia, undeva în două luni jumătate am putea să zicem că avem să putem da un ordin de începerea lucrărilor. Pe Hâlmeag suntem 30% executat, vom continua lucrările de apă canal. Pe administrația fondului de mediu, pe alte fonduri, iar pe VAD așteptăm ca orice alt licean care aspiră la o funcție, la calitatea de student, în urma examenului, de pe vremea mea, rezultatul proiectului depus pe nou program de program european 2014-2020. Proiectul de la VAD va fi pus în aplicare destul de repede. De la finanțarea acelui proiect până la începerea unui nou ordin de lucru, cum se dă de obicei și cum este obligatoriu, undeva pe la sfârșitul anului, septembrie-octombrie, să putem zice că da, am demarat și acea lucrare. Deci, în comuna Șercaia se va lucra intens.